În fiecare lună, la Spitalul Județean de Urgență Slatina ajung mulți pacienți care solicită îndepărtarea nevilor pigmentari sau așa zisele alunițe de pe piele. Dacă în urmă cu mai mulți ani astfel de intervenții erau un număr mic, în ultimii 2 ani adresabilitatea a crescut foarte mult. Fie că sunt inestetice, deranjează sau de teamă că ar putea fi cancerigene, oamenii solicită îndepărtarea lor. La fiecare caz în parte, medicii recoltează țesut și îl trimit la analize pentru a afla dacă există suspiciuni de cancer. Din nefericire, prevalența este destul de mare la nivelul județului Olt, iar pacienții se prezintă destul de târziu, în momentul în care aceste formațiuni deja sunt destul de greu de excizat și destul de greu de excizat în limite de siguranță oncologică. Specialiștii din cadrul secției de chirurgie plastică spun că metoda internărilor de zi, care funcționează de câțiva ani la spitalul din Slatina, a dus la această creștere a adresabilității pentru astfel de intervenții. Practic, pacientul se internează și pleacă acasă în aceeași zi, după numai câteva ore. În ultimii 2 ani de când lucrez la Slatina, am observat o cerere mai mare, adică vin din ce în ce mai mulți pacienți pentru acest tip de patologie. Vorba unui coleg, cu cât deschizi ușa mai larg, cu atât vor intra mai mulți oameni pe ea. Și tratăm pe internări de zi, da, zic eu că în jur de 300 de formațiuni tumorale cutanate pe clinica de chirurgie plastică. Evoluția e de obicei una bună. Dacă în cazul bărbaților munca în agricultură este principala cauză pentru apariția acestor alunițe de pe piele, la femei riscul vine și de la expunerea la raze ultraviolete, mai exact bronzul la solar. Sunt foarte mulți factori de risc, printre care cei mai expuși sunt cei agricultorii, cei care muncesc și se expun la razele solare. Ele sunt nocive, iar în momentul în care orice transformare a oricărei formațiuni, nu contează la ce nivel este, crește, marginile sunt neregulate și așa mai departe, pacientul este foarte important să se prezinte la medic. Am observat la sexul feminin o rată mai mare a melanomului malign, pentru că se duc la solar să se bronzeze pe timp de iarnă, iar eu nu recomand. Chirurgul plastician Florin Popa spune că se gândește chiar la o campanie de informare pe care să o desfășoare în colaborare cu medicii de la dermatologie, privind riscul de îmbolnăvire de la aceste alunițe.